Bună ziua, sunt Ciprian Rusen de la Digital Citizen și în acest clip vom despacheta împreună noul Huawei P20. Așa cum se observă, acesta vine într-o cutie albă simplă cu câteva elemente grafice pe ea. Avem numele telefonului și informații despre faptul că folosește un sistem dual camera de la Leica. Pe margine iarăși putem vedea numele telefonului. Aici avem un apțipild în care sunt listate câteva informații despre hardware-ul telefonului. Iar pe spate mai sunt câteva cu informații despre numărul la care să suni când ai probleme cu telefonul și așa mai departe. Să deschidem cutia și să vedem ce e înăuntru. A deschide un pic mai greu. Așa, aici avem telefonul, imediat vizibil. După cum se observă, este foarte simplu și elegant. Aici avem senzorul pentru amprentă, care poate fi folosit și ca buton de navigare. Aici camera pentru selfie și o mică boxă. Pe partea asta avem butonul pentru pornirea oprirea telefonului, butonul pentru controlul volumului. Pe partea asta avem matava pentru cartela SIM. Aici e portul de încărcare USB Type-C și aici doar un microfon. Bun, hai să vedem și alte elemente din cutie. Aici avem un apțipild cu informații despre site-ul de suport al Huawei. După aceea, dacă mai desfacem, vedem aici acul pentru scoaterea tăviței pentru cartela SIM. Avem manualul produsului, o carte de garanție, avem și o husă de silicon transparentă să ne protejăm telefonul. Aici avem încărcătorul telefonului, după cum vezi, acesta este alb. La fel ca și celelalte accesorii, cablul pentru conectarea încărcătorului la telefon, căștile care sunt și ele folosesc o mufă USB Type-C și un adaptor USB Type-C audio jack pentru cazul în care mai avem niște căști vechi pe care vrem să le folosim pe acest telefon. Asta a fost tot. Mulțumesc pentru că te-ai uitat și nu uita să vezi review-ul nostru pe site-ul digitalcitizen.ro. La revedere!